Părăsim scena politică pentru scripirea unui eveniment așteptat de multă vreme. Este vorba despre căsătoria Marii Campioane. Simona Halep se căsătorește astăzi. Imaginile de la nuntă vor fi rare și puține, pentru că sunt interzise telefoanele mobile la acest eveniment. Este invitat și președintele României, domnul Klaus Iohannis, care probabil că va da curs invitației. Haideți să vedem ce pregătiri a făcut Marea Campioană și revenim. După petrecerea de logodnă care a avut loc la sfârșitul lunii iulie, Simona Halep, în vârstă de 30 de ani, și Toni Iuruh, cu 14 ani mai mare, se pregătesc de cununia civilă. Evenimentul va avea loc azi la Constanța, iar petrecerea la care sunt așteptați aproximativ 300 de invitați se va ține la unul dintre cluburile de lux din Mamaia. Cuplul a făcut ieri ultimele pregătiri înainte de marele eveniment la locația unde va avea loc petrecerea. Alături de Halep și de afaceristul Iuruh au fost și părinții Simonei, Tania și Stere Halep. Cei patru au ieșit zâmbind, apoi s-au îndreptat spre mașini. Niciunul dintre nu a vrut să facă vreo declarație despre marele eveniment, pentru care Simona vrea discreție maximă. Viitoarea mireasă le-ar fi transmis invitaților că nu au voie să vină cu telefoane mobile sau alte dispozitive de înregistrat și le-ar fi interzis acestora să aducă daruri în bani sau cadouri. Cu 48 de ore înainte de eveniment, pe site-ul Direcției Locale de Evidență a Persoanei, Constanța, a fost publicat și anunțul căsătoriei celor doi. În urma cununiei civile, Simona Halep își va schimba numele, astfel fostul numărul 1 mondial în tenisul feminin va apărea de acum cu numele Halep Iuruh. Pentru cei doi urmează căsătoria religioasă, care va avea loc anul viitor. Creatoarea de mod, Adina Buzatu, este în legătură telefonică directă cu noi. De asemenea, jurnalistul Val Vâlcu este alături de noi pentru acest eveniment mondial la care va participa și președintele Klaus Iohannis. Iată, șeful statului ar putea să se sustragă puțin de pe această scenă politică, pe care trebuie să recunoaștem nu e foarte prezent, ca să meargă la nunta Simonei Halep. Adina Buzatu, mulțumesc foarte mult că sunteți alături de noi. Înțeleg că o parte dintre ținutele celor care vor fi prezenți la nuntă sunt creațiile dumneavoastră. Nu vom avea prea multe fotografii, pentru că, așa cum se întâmplă în cazul marilor evenimente, este foarte bine securizată imaginea. La ce ne putem aștepta? Pentru că avem de-a face cu o mare campioană, adevărat, care reprezintă cu destul de multă strictețe regulile unei lumi conservatoare, tradiționaliste, cea macedonilor din România. Da, bună ziua, în primul rând stilist, nu designer, și deci nu neapărat creațiile mele, ci ținute stilizate de mine, pentru că da, mulți dintre bărbații care vor fi miercuri la petrecerea ne-au vizitat și și-au achiziționat ținuta. Ce pot să vă spun e faptul că invitații sunt cu adevărat atenți să arate bine, să se îmbrace bine și să pregătesc temeinic pentru eveniment, ceea ce mi se pare și normal. Este un eveniment de mare anvergură, așa cum ați spus și voi, președintele Iohannis a confirmat venirea și deci vă dați seama că va fi un standard foarte înalt. Vor alege majoritatea ținute elegante, nu a fost un dress code foarte clar specificat și atunci majoritatea invitaților vor alege clasic elegant. Președintele Iohannis l-am văzut deja la Ziua Marinei într-o ținută extrem de rafinată, pe care dumneavoastră ați catalogat-o atunci, îmi amintesc, drept puțin peste eveniment. Să spunem nepotrivită la eveniment, dar exact cum ați spus și voi, o ținută rafinată. Bine, președintele Iohannis, am mai spus-o de multe ori, are avantajul unei staturi impunătoare, unei siluete, unui corp atletic și atunci a-l îmbrăca e foarte ușor. Este un bărbat care arată bine. Și atunci orice ar pune pe el îi stă în regulă. Da, bine, acum trebuie să recunoaștem că... Vă rog. Poftim? Vă rog. Spuneți. Băi, trebuie să recunoaștem că în ziua în care se căsătorește o mare campioană, poate ar trebui să vorbim despre nunta miresei, nu despre ținuta președintelui. La ce ne putem aștepta în materie de rochie a Simonei Halep?
Așa cum o cunoașteți, cum o cunoaștem. La mireasă nu știu, la mireasă nu știu. Eu oricum îmbrac bărbați și sunt focusată pe asta, dar sunt sigură că va alege o variantă simplă, foarte fină și foarte frumoasă. Are consultanți în jurul ei și vor fi dispuși și se vor agita toți să fie cea mai frumoasă mireasă ever. Adina Buzato, o să vă rog să rămâneți în legătură cu noi, pentru că aseară a avut loc un super eveniment, Met Gala, un eveniment la care a participat și românca noastră Emma Răducanu. O știm cu toții, campioana Emma Răducanu cu tată român și mamă chinezoaică, a reușit să fie sclipitoare la acest eveniment și deja psihologii sportivi, pentru că există această categorie a psihologilor sportivi, intervievați de presa occidentală, vorbesc despre noua realitate în care se trezesc aceste tinere extrem de disciplinate și care nu au libertatea de a frecventa prea des lumea reflectoarelor și a paietelor. Ei bine, dintr-o dată, de exemplu, Emma Răducanu a acaparat milioane de like-uri pe Instagram, foarte multe aprecieri peste noapte după victoria ei de la US Open. Ce șanse au aceste tinere să se îndrepte către lumea modei? Nu știu dacă își doresc foarte tare să se îndrepte către lumea modei, cred însă că merg mână în mână lumea modei cu lumea reflectoarelor și cu lumea sportului, dacă au consilierii potriviți și cu siguranță în cazul Emei Răducanu aceasta e situația, dar având consilierii potriviți, nu riscă să dea greș niciodată. Ei, sportivii mari, nu au timp să se ducă la shopping sau să-și pună problema cu ce se îmbracă la nu știu care eveniment, dar dacă sunt organizați cei din staff-ul lor, le pun la dispoziție tot ce le trebuie. Emma Răducanu e o apariție interesantă, am văzut-o și într-un pictorial Vogue, am văzut-o în mai multe. Deci oarecum are legătură cu moda, este și o fată frumoasă, cu o siluetă filiformă, deci da, ar putea fi model, dar cred că la nivelul acesta nu-și dorește să devină model. Deși și zâmbetul și ținutele o favorizează, mulțumesc foarte mult. Îi permit, fără discuție. Mulțumesc, Adina Buzatu, pentru această intervenție. Vă mulțumesc mult. Val Vâlcu, vorbeam puțin mai devreme despre toate aceste evenimente care par oarecum dintr-o altă lume. La televiziune se vorbește despre scumpirea facturilor, despre criza politică, despre toată această luptă care ține cu sufletul la gură România până la Congresul PNL-ului. Iar președintele Iohannis își creează un culoar de respirație, ca să spun așa, l-am văzut la Festivalul Enescu, va merge la nunta Simonei Halep, l-am văzut și la Muzeul Bruckenthal săptămâna trecută. Este un mesaj pe care președintele vrea să-l dea de relaxare și de recul față de ce se întâmplă pe scena politică sau pur și simplu sunt niște invitații pe care nu le poate refuza? Eu cred că e un mesaj de normalitate. E în fișa postului ca demnitarii să onoreze astfel de evenimente, să participe la lansări, la deschiderea festivalului. Țin minte că și Traian Băsescu, care se pare sau se spunea că a fost prima dată la un concert, a făcut-o la Festivalul Enescu. Ceea ce nu e cazul cu Klaus Iohannis, care, mă rog, să ne gândim că Sibiu este, că a fost capitală culturală europeană, este un loc important din punct de vedere cultural al României, un oraș a depășit mult Brașovul sau alte orașe din zonă prin Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu. E pe harta culturală Europei, deci faptul că a mers la Festivalul Enescu sau la lansări de carte, aceste lucruri nu sunt neobișnuite. Din potrivă, fac parte din normalitate. Acum, ca șef al diplomației,
Face foarte bine că s-a dus la nota Simonei Halep, ca noi așa spunem. Șef al diplomației în ideea că politica externă este atributul funcției de președinte. Da, exact. În ideea că sportul este cel mai bun ambasador, nu? Hagi, Nadia și așa mai departe. Eu aș remarca însă faptul că Simona Halep vine și leagă un astfel de eveniment important de orașul natal de România. Constanța. Câți oameni ajunși, așa, între ghilimele, nu să își aleg locații de nuntă exotice, nu știu, sau măcar Statele Unite, Paris și așa mai departe. Deci iată că, deși statul n-a făcut nimic pentru ea, deci e investiția familiei și e sacrificiu personal. Locul numărul unu în lume, restul realizărilor ei în tenis, nu implică niciun fel o intervenție a statului, nici teren, nici, hai să zicem că la caiac, ca noi am mai dat federația o barcă, o vâslă, o pagaie. În cazul copiilor care intră, că pornesc pe acest drum anevoios al performanței în tenis, doar se ia, nu se dă nimic din partea statului. Ori gestul... Se ia, vă referiți la impozite foarte mari în condițiile în care oricum acești campioni plătesc în țările în care au loc turneele, ca au loc în Franța, Roland Garros, ca au loc în Marea Britanie, Wimbledon, plătesc acolo aproape jumătate din premiile lor, după cum știm. Bun, premiile sunt una, dar bun, au venituri, că spuneați, de lumea modei, că sportul e legat de lumea modei și Simona Halep și Răducanu fac reclamă la tot felul de... Și nu doar ele, și fotbaliștii. Cred că avem... Nu știu dacă ne mai auzim, Val Vâlcu. Da, ne auzim acum. Vă rog să vă continuați ideea, că a fost o mică întrerupere. Spunem că și vedetele din sport trăiesc, de fapt, din modă. Fac reclamă la diverse produse și Andreea Răducanu cu siguranță, mai ales că, iată, britanicii și remarca, știi, diaspora, ce înseamnă dacă este Chelneriț, atunci e româncă, dacă e campioană de tenis, e britanică. Cam așa. Bun, ipocrizia din orice... O tendință spune. Care s-a răsturnat. Oricum, trebuie să recunoaștem faptul că presa vorbea despre Boris Johnson, premierul Marii Britanii, care a felicitat-o pe românca Emma Răducanu. Evident că au fost și acolo comentarii de natură, nu știu, xenofobă, nu știu cum să le numim, pentru că Emma Răducanu nu... Bun, ar fi trebuit felicitată în opinia lor. Peste tot, dar a felicitat-o și majestatea sa regina, nu e o problemă. Spuneam că fiind britanică, accepțiunea presei britanice, a opiniei publice britanice, reclamele vor fi cu atât mai mari, pentru că se adresează unui public mult mai... potent financiar. Val Vâlcu, adică... mulțumesc foarte mult în așteptarea fotografiilor de la acest eveniment, care sigur că vor fi extrem de vânate și pe care vi le vom prezenta. Luăm o scurtă pauză, revenim cu ceea ce domnul Alexandru Rafila, medicul Alexandru Rafila, numește eșecul campaniei de imunizare în România. În legătură telefonică directă cu noi se va afla chiar domnul Rafila. Revenim. Îngrijorare mare în tabăra președintelui rus Vladimir Putin. Liderul de la Kremlin a intrat în izolare după ce s-a întâlnit cu persoane infectate cu coronavirus. În următoarele zile, șeful Federației Ruse va lucra de acasă și spune că este sigur de eficiența vaccinului pe care l-a făcut anul trecut. Мне пришлось отложить поездку в Таджикистан. Связано это с тем, что в моем самом близком окружении несколько человек заболели. И
Один из этих сотрудников это Președintele Federației Ruse urma să efectueze în această săptămână o călătorie în Tadjikistan, unde era programat un summit al liderilor din Asia Centrală și din foste state sovietice, însă și-a anulat deplasarea. Vladimir Putin spunea în 2021 că s-a vaccinat împotriva COVID-19 cu serul Sputnik 5, care se administrează într-o schemă de două doze. Chiar și așa, liderul rus a continuat să fie extraordinar de precaut în aparițiile sale publice, cerându-le adesea persoanelor cu care s-a întâlnit să stea în carantină prealabil. Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, le-a transmis reporterilor că președintele rus a intrat în contact apropiat cu mai multe persoane testate pozitiv pentru SARS-CoV-2, iar acum va continua să lucreze din izolare. Totuși, Putin s-a arătat încrezător că vaccinul îl va proteja de o formă severă a bolii. Vladimir Putin a participat fizic la mai multe evenimente desfășurate luni, tot atunci el s-a întâlnit cu omologul său sirian Bashar al-Assad într-o premieră a ultimilor 6 ani. Dmitri Peskov a precizat că întrevederea cu președintele Siriei a avut loc înainte să fie luată decizia despre necesitatea autoizolării. Și o declarație de ultim moment făcută de consilierul onorific al premierului pe probleme de sănătate, domnul Nelu Tătaru, spune în urmă cu puțin timp că valul 4 a luat din nou autoritățile pe nepregătite. Nu avem în acest moment capacitatea, nu avem o dublare a numărului de cazuri de la o zi la alta. Acest context nu ne dă posibilitatea de a lua măsurile pe care am fi vrut să le luăm, spune domnul Nelu Tătaru. Da, e îngrijorător dacă de la acest nivel se vorbește din nou despre faptul că autoritățile sunt nepregătite chiar din tabăra guvernului, atunci nu ne rămâne decât să urmărim îndeaproape ce se va întâmpla. Un sondaj îngrijorător în rândul românilor, mai mult de jumătate dintre cetățeni sunt nemulțumiți de situația actuală din țară, susțin că traversăm vremuri mai grele decât acum 30 de ani. Aproape jumătate dintre cei intervievați cred că situația nu va fi bună nici în următorii 30 de ani. Un sondaj realizat de către INSCOP a scos la iveală îngrijorarea românilor în ceea ce privește viitorul. Majoritatea susține că situația generală a țării este mai rea decât cea din urmă cu 30 de ani, însă sunt și câțiva optimiști. 23,4% dintre români consideră că situația de acum stă mai bine decât în urmă cu 30 de ani. 9,3% nu văd nicio diferență, iar 4,3% nu au știut ce să răspundă. Totodată, românii au mai fost chestionați și cu privire la situația generală din următorii 30 de ani. 44,6% susțin că nu văd o îmbunătățire a situației în viitorul apropiat. Alți 30,9% spun că situația va fi cu siguranță mai bună, iar 11,6% nu cred că va fi vreo diferență. Sondajul a fost realizat în parteneriat cu INSCOP Research, sprijinit de Strategic Thinking Group. Informațiile au fost culese telefonic în perioada 2-5 septembrie, iar chestionarul a fost aplicat pe un eșantion de 854 de persoane. Este dezastru în Franța în urma ploilor torențiale. Circulația rutieră feroviară a fost blocată în zona Nîmes după ce nivelul apei a atins 1 metru. Tot aici, mai multe clădiri s-au prăbușit. Au fost oameni care au avut nevoie de ajutorul autorităților. Haideți să vedem imaginile, sunt spectaculoase. Furtunile fac prăpăd în sudul Franței, unde în doar câteva ore cantitățile de apă căzute au fost echivalente a 3 luni de ploi. Cea mai gravă situație a fost înregistrată în regiunea Nîmes. Aici șoferii nu au mai putut circula pe autostradă, după ce nivelul apei a depășit 1 metru. A fost nevoie de intervenția autorităților pentru a salva 23 de oameni blocați în mașinile scufundate aproape complet și circulația feroviară a avut de suferit în această regiune. Câteva clădiri s-au prăbușit parțial, iar mai multe persoane au fost rănite. Nici în zilele următoare, francezii nu vor scăpa de ploi. Meteorologii au emis o avertizare cod roșu ce vizează această zonă. În alte departamente din sud a fost emisă o avertizare cod portocaliu. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Urmează știrile orei 15. Ne revedem mâine la Newspas de la ora 13.